Miercuri, noul cod silvic a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Actul normativ va intra în vigoare imediat după promulgare. Potrivit noului cod silvic, furtul de arbori va intra direct sub incidență penală, indiferent de prejudiciu. Camioanele care transportă arbori tăiați ilegal vor putea fi confiscate, iar oamenii vor avea acces în pădure pentru recreere, inclusiv cu bicicleta. Printre alte măsuri specifice în codul silvic se află și interzicerea tăierii la ras în rezervațiile naturale, iar avizul de transport va deveni obligatoriu și pentru rumeguș, biomasă, coaja arborilor și orice rest de lemn. Totodată, sumele destinate pazei suprafețelor de pădure sub 30 de hectare vor crește cu peste 30%.